premieră națională la Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Pacientul care în urmă cu un an a primit o nouă șansă la viață printr-o inimă artificială a primit azi, 11 februarie, o inimă adevărată. Intervenția a început în jurul orei 7 ale dimineții. Inima a fost prelevată de la Timișoara și a ajuns la Târgu Mureș în jurul orei 10 și 30 de minute, după care intervenția a mai durat câteva ore. Medicul Horațiu Suciu este cel care a coordonat acest transplant. Înainte de a primi inima artificială, pacientul se afla pe lista de așteptare a Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș de un an și jumătate, dar avea o complicație la plămâni. La momentul respectiv, singura soluție fiind implantul de inimă artificială.